Autoritățile sanitar-veterinare din Olt au confirmat apariția unui focar de pestă porcină africană într-o fermă din Scornicești. Pentru a preveni răspândirea virusului, au fost luate o serie de măsuri. Printre acestea se numără cele privind interzicerea circulației animalelor pe o rază de 10 km în jurul focarului, dar și cea privind uciderea a peste 1600 de animale din exploatația comercială. Acțiunea a demarat astăzi și va continua în zilele următoare până la sacrificarea întregului efectiv din ferma în care a apărut focarul. Concomitent, sub supravegherea medicilor veterinari, se vor neutraliza carcasele de porci morți sau uciși. În momentul de față, în județul Olt, mai sunt active 3 focare de pestă porcină africană în gospodăriile populației și alte 5 pe fondurile de vânătoare din județ.